Bucătăria grecească se caracterizează prin abundența și calitatea ingredientelor proaspete, legume, mirodenii, carne, brânză și pește. Grecia au o tradiție care s-a perpetuat în cei 4.000 de ani de civilizație. Dar mai presus de toate, putem vorbi despre dragoste. Dragostea pentru rafinamentul mâncărurilor și băuturilor care determină stilul de viață grecesc. Atât în Atena, cât și în cele mai îndepărtate insule din Mediterana, bucătăria grecească este un stil de viață. Maria Antonakis va prepara miel umplut după o rețetă de familie păstrată de sute de ani și o va face chiar în cuptorul din curte. Este o mâncare foarte populară în Grecia, pe care oamenii de la țară o prepară primăvara în preajma sărbătorilor de Paște. Încingeți într-o cratiță ulei de măsline, prăjiți câteva cepe tăiate mărunt până se rumenesc, zdrobiți câteva roșii și amestecați-le cu ceapa din cratiță. Vedeți din nou că pentru amestec se folosește lingura de lemn. După câteva minute, adăugați orez cu bob rotund, pe care ați avut grijă să-l păstrați în apă peste noapte, și amestecați-l cu ceapa și cu roșiile. Adăugați apoi sos tomat și, din când în când, amestecați ingredientele pentru ca aromele să se întrepătrundă. Condimentați apoi cu piper negru, cumin și sare. Maria a învățat rețeta de la bunica ei și o prepară de când a crescut suficient ca să ajungă la masă de bucătărie. Adăugați o porție zdravănă de pătrunjel tăiat mărunt și lăsați la foc mic până când orezul e gata. Când e gata, puneți orezul deoparte să se răcească puțin. Acum e momentul să luați jumătate de miel, partea din față, și să-l umpleți bine cu umplutura de orez călduță. Coaseți după aceea cele două părți ale mielului exact așa cum ați face curcanul umplut. Nu vă faceți probleme, nu trebuie să fiți cine știe ce croitor pentru asta. După ce ați terminat, puneți mielul într-o cratiță suficient de mare pentru ca grăsimea să se scurgă în ea. Presărați apoi puțină sare și puneți cratița la cuptor. Sigur, nu e obligatoriu un cuptor ca acesta, numit de local nici tabun. Un cuptor obișnuit e perfect. Lăsați mielul la foc mic, constant, peste noapte și aroma este minunată. O rețetă pur și simplu delicioasă.